chiar că s-ar putea face după trailerul ăsta, s-ar putea face și un lungmetraj. Cum a ratat, cum l-au ratat de fapt ăștia de la Paris, da, cu Mihai Stoichiță. Cu Ada Condescu, translator. Așa. Translator între franceză și arabă. Asta a fost singurul impediment. Mihai Stoichiță semnase încuveit în mai, după ce ăștia s-au salvat de la retrogradare. Este vorba de Al Salmia. Într-un campionat în care, trebuie să le spunem celor care ne ascultă, în cuveit participă 8 echipe. Echipa asta, Al Salmia, s-a clasat pe locul 6 și a jucat un meci de retrogradare, de baraj dintre ăsta, cum o fi. În fine, au jucat două meciuri tur-retur. Pe 3 mai a fost meciul retur, a câștigat ambele meciuri 2-1, 3-1 în cele două manșe și Al Salmia s-a salvat de la retrogradare. Acum Mihai Stoichiță va reveni în cuveit, pentru că acolo a antrenat și naționala cuveitului, va reveni pentru a prelua această echipă care a terminat pe locul 6 din 8 și într-un campionat în care Al Cuvait a fost campioana țării, a jucat 21 de meciuri Al Cuvait, a obținut 16 victorii, 5 egaluri, nicio înfrângere. Deci ăsta este campionatul cuveitului în care se duce Mihai Stoichiță și Paris Saint-Germain a tot dat-o după cireș cu Ancelotti până când, uite, n-a mai avut nicio șansă să-l ia. Să-l ia, ce impostor și tovarășul Dan ăsta. Să fie spus așa între paranteze, să nu uităm o zi în care să nu îi plasăm totuși chestiunea asta. Da, a zis că dă telefon, da, că ne invită. Incredibil, că, totuși, ce cetățean. Că are o curte, da, are, da, de 10 hectare. Toți că... au curți, mă, când, da, vin aici. Sigur că da. Unul nu stă la bloc, mă. Da. Vă invit să stăm la iarbă verde. Da, da, picioarele goale, ții minte? Da, da, da. Picioarele goale să ne curgă vinișorul, practic, pe vene, așa. Da, de la vărsat. Da, da, da. Parcă noi nu știm cu cine avem de-a face. Ce asta era, bă, totuși, ce impostor, bă. În fine, să revenim la ale noastre, ce mercenar și stoașița ăsta. M-a întrebat cineva să nu uit. Cum să te duci, bă, în cuveit, după ce ai fost la Șerif, Tiraspol și prin toată lumea asta de plină de gunoaie, 6 săptămâni stă în cuveit maximum. Păi aș vrea să vă trec în revistă puțin cariera lui Mihai Stoichiță. El începând din sezonul 88-89, ca antrenor secund la Progresul, urmând să preia Rocar în sezonul 92-93, unde a fost antrenor principal, a mers până la urmă înspre Steaua, unde a ajuns tot secund în sezonul 94-95 și în fine devine principal și rămâne pe postul de antrenor principal începând din sezonul 97-98 la Steaua. El stă acolo, practic vorbim de sezonul 97-98, după care se duce la Progresul București, la FC Național, era pe vremea aia, în sezonul 99-2000 și în fine de acolo se duce la Litex Loveci, de aici începe adevărata aventură spumoasă a lui, Victor, lui Mihai Stoichiță. La Litex Loveci stă de la 1 iulie 2000 până la 15 octombrie 2000. Deci practic 3 luni și vreo 2 săptămâni. Așa. Cam. Așa. De aici pleacă, stă practic fără angajament până în ianuarie 2001, din octombrie, câteva luni, vin sărbătorile, se duce la familie. A stat alături de cei dragi, da. Așa, și se duce la Panama. Preia Naționala Statului Panama pe 10 ianuarie 2001 cu Marius Lăcătuș. Cu Marius Lăcătuș, da. Așa, stă 5 luni sau 6 luni mai exact, până în 30 iunie 2001. 4 făcuse pe drum, deci a stat doar o lună. Așa. S-a dus cu vaporul, că n-avea. Așa, pe vremea aia nici nu era cursă directă, să știi. Spre Panama nu exista. Acum este. Banii erau buni, din ce se pare, pentru că își permite să stea 6 luni fără angajament. Da, să duci peste Statele Unite sau peste, nu, Columbia, în fine. Da. No, deja zic, banii păreau buni pentru că Mihai Stoichiță își permite ulterior să nu mai antreneze vreme de 6 luni. Să vină din nou sărbătorile. Concediu. Toamna, sărbătorile iar cu cei dragi, familia, toate astea și, în fine, pe 1 ianuarie 2002 să preia Șerif Tiraspol. Da. Domne, să știi că e de apreciat dacă și-a petrecut mai mult timp cu familia decât cu meseria, cu serviciu, nu văd nimic rău în asta. Da, numai nu văd nimic bun dinspre familie, adică să ții un loser așa tot timpul acasă. Iar-i tata acasă, o fi soția contabilă și-și permite. Iar-i 8 luni acasă, tata. Este, știți că lucrurile puteau să evolueze și mai dramatic, pentru că la Șerif Tiraspol merge și stă iar 6 luni, de la 1 ianuarie până la 30 iunie 2002, nu se putea mai mult. Și în fine, după care, iată, după ce pleacă de la Șerif Tiraspol în iunie 2002, nu mai antrenează până în mai 2003. Așa. Stă un an. Sigur. Până preia Naționala Armeniei.
Incredibil. Și totuși nu-l uitau, bă. Bă, era cineva care să-l propună pe Stoașița. Așa, Național Armeniei, cât stă acolo? La Național Armeniei stă un an. Iată că îl țin ăștia un an, într-adevăr. Stă de la din mai 2003 până în iunie 2004. Păi da, dar câte luni din cele 12 a stat în lagăr? Acum, cu detaliile nu ele, da, știe, poate a trecut perioada. Dar atenție, după ce rămâne fără angajament la Naționala Armeniei în iunie 2004, nu mai antrenează până în 2005 în iulie. Mamă! Și încă un an. Vezi? De pauză. Era, zici că era în concediu de maternitate. Toată viața lui a stat câte 9-10 luni acasă. Deci, atunci preia, în iulie 2005, Naționala Cuveitului. Mamă, ce carieră. Ce traseu. Da. Așa, zi cu Cuveitul, cât a stat? În Cuveit ceva foarte ciudat se întâmplă, pentru că stă un an și jumătate, da, până în decembrie 2006. Au crezut ai lui că nu-l mai văd, bă. Deci ceva s-a întâmplat, dar lucrurile s-au remediat foarte repede, pentru că, sigur, muncind un an și jumătate... total atipic. Și-o fi găsit pe la vreo sondă, ceva, că mai sunt români. Da, da, da. Nu, dar având în vedere că a parcurs o perioadă total atipică, un an și jumătate de muncă, Mihai Stoichiță își ia liber. Din decembrie 2006 iar preia liber o echipă abia în 2009, în ianuarie. Vai, mamă! Hai de mine, ce loser! Extraordinar! Limassol, trei ani! Așa, e. S-a dus la El Limassol, da. Fabulos, bă! În ianuarie 2009 semnează cu El Limassol după o pauză din decembrie 2006. Extraordinar! Cât stă la Limassol? 5 luni, până în mai 2009. Așa! Bun! Bă, n-a ratat, mă! Bă, nici o vară n-a ratat-o, mă! În toate s-a putut duce la Nămol, pe unde voia, la băi de-astea. Așa! Atenție, deci... Din mai este liber Mihai Stoichiță, parcurge vara fiind liber, mergând la strand, bucurându-se practic de cum a făcut toate verile din cariera lui de manager și își găsește echipă foarte repede, atipic din nou pentru cariera lui, în septembrie 2009, la 4 luni, practic așa, după ce își încheiasă angajamentul cu El Limassol. Devine antrenorul Stelei București. Wow. Da, acolo l-au văzut ai lui mai des, că era la televizor, era așa. Așa a fost. Din septembrie 2009 stă la Steaua până la final de campionat, până în iunie 2010. Deci a reușit să încheie campionatul cu Steaua și după care își e lăspus pe liber acolo la Steaua și preia, atenție aici, din nou atipic, fără pauză, practic prima vară sacrificată de Mihai Stoichiță este preluând Astra Giurgiu în iunie 2010, după o singură săptămână practic de liber de la Steaua. Nu zic eu acum, el a plecat un pic să se relaxeze la, la recreere și a făcut pană. Nu, dar vreau Steaua, să Steaua l-a propulsat, el a văzut toată lumea. Când se ducea în Cuveit sau în Cipru, nu știa nimeni de el. Trebuie să fiți atenți, pentru că fiind atipică această numire, el practic mergând fără pauză, lucrurile nu puteau să țină. Sigur. El a stat din iunie 2010 până în august 2010. Două luni la Astra. N-a putut să ducă mai mult. Așa. Pentru că n-a avusese vacanță omul. Sigur că din iunie a stat o lună și jumătate, practic până la 31 august 2010 la Astra și în fine se duce la o lună distanță după ce pleacă de la Astra la El Limassol. Iarăși. Iarăși în cotură, din 22 septembrie 2010, unde stă până în februarie 2011. Așa, incredibil. Deci din nou doar 5-6 luni. Da. Așa. Își încheie în februarie angajamentul cu El Limassol. Urmează 8 luni de pauză, pentru că deja era prea mult. După 8 luni de pauză, din februarie 2011 până în octombrie 2011, urmează să preia CS Mioveni, fraților. Wow. Milogeni. Da, a fost la Milogeni atâta timp. A fost, nu. Asta a fost pauza înainte să preia Mioveniul. Așa. Pentru că de la El Limassol, din februarie, după ce a plecat de acolo, a stat 8 luni până să preia Mioveniul. Era practic deci o perioadă asta, de asta nu refuza nici Sport Total FM. Deci la Mioveni vreau să spun că a urmat o carieră prodigioasă, cu adevărat spectaculoasă, stând din octombrie 2011 până în noiembrie 2011. O lună. Neplătit, evident, și-a dat seama că nu sunt bani, ok. Nu, dar adevărul este că primise o altă ofertă și a plecat de la Mioveni după o singură lună, semnând cu Apollon Limassol în ziua imediat următoare plecării de la Mioveni. A stat la Limassol în viața lui.
Deci stă din noiembrie 2011 până în martie 2012. 4 luni. Așa, ok. A treia oară când antrenează în Limassol. Așa e, după două descălecate, practic, la AEL Limassol, a preluat și Apollon. I-a trădat și pe aia. Deși era singura activitate din viața lui concretă, la AEL Limassol, i-a trădat, s-a dus la Apollon. Așa. Așa. Deci, practic, rămâne fără angajament din martie 2012, dar lasă Apollon Limassol nu pentru a rămâne liber, ci pentru a prelua Steaua București. Okay. În aceeași zi în care pleacă de la Apollon Limassol, semnează cu Steaua București în martie 2012, la sfârșitul sezonului, da. Pentru a sta două luni la Steaua, până la final de sezon. Sigur. Și apoi să plece la Sheriff Tiraspol din august anul trecut, da, unde ne-am întâlnit cu el. Ne-am întâlnit cu el, aici el s-a încrucișat cu OM. După cum bine știți, da, a fost eliminat de Marseille, că aici știu povestea. De asta venise să califice echipa în Europa League. Și s-a întâlnit cu OM în turul preliminar, a fost eliminat, el era pe bancă, a fost la ambele meciuri. Și după meci a mai continuat un pic la Tiraspol, acolo nu mai avea ce să facă, deja câștigase titlul și cupa odată cu ei, am înțeles. Și l-au dat afară când de la Tiraspol? Acum, în aprilie 2013. L-au dat afară la sfârșitul sezonului, da. Practic. Da, deci practic ăsta este momentul în care din aprilie 2013 Mihai Stoichiță rămâne fără echipă. Așa. Așteaptă ca în cuveit ăștia să joace barajul lor de evitare a retrogradării și semnează imediat cu Măia se salvează, semnează cu Al Samia Sports Club din Cuveit, formidabil, unde da. Va prelua oficial echipa de pe 1 iulie 2013. Minunată. Este o săptămână. Minunată. Asta este cariera lui Mihai Stoichiță, fraților.